66 de primari ai Mehedinţului au fost chemați la o ședință Fulger pentru a primi instrucțiunile care trebuie respectate în privința evitării infecției cu West Nile. Măsurile vin după ce temutul virus a făcut o victimă la Gârla Mare. Aceste măsuri specifice presupun măsuri de dezinsecție care trebuie luate la nivelul localităților, mai ales în localitățile riverane Dunării. Partea proastă este că autoritățile din Gârla Mare nu au realizat anul acesta nicio dezinsecție și nu au bani pentru a extermina țânțarii. Nu am avut prevăzuți bani în buget și cred că nu văd ca primăria să aibă în viitor banii la bugetul local pentru dezinsecție. Pe de altă parte, primarii trebuie să se ocupe serios de stabilirea limitelor de localitate, care nu au mai fost actualizate din 1968. În urma stabilirii granițelor după anumite repere, multe comune vor rămâne cu teren mai puțin, iar altele vor căpăta mai mult. Această acțiune se desfășoară la oficiul de cadastru sub îndrumarea directă a reprezentantului de la cadastru. L-am și pe domnul director aici. Vedeți că noi de joacă și nu vreau să ne jucăm cu asta. Sunt convins că sunt divergențe în ceea ce privesc limitele. Numai că vreau să țineți cont de sfatul specialistului de la oficiul de cadastru, pentru că aceste limite vor trebui stabilite pe detalii fixe în timp. Drumuri, cursuri de apă, canale de irigații. Județul Mehedinți are nevoie de 105 miliarde de lei până la sfârșitul anului pentru plata însoțitorilor persoanelor cu handicap. Banii necesari se vor lua de la asistența socială. De aceea primarii vor trimite la prefectură situația cu fondurile excedentare acordate pe baza legii 416.